Daniela s-a comportat normal în dimineața în care fiul său a văzut-o pentru ultima dată. Nu a dat semne că ar fi supărată sau că ar avea vreo problemă. O am pe mama dispărută de mai mult de 24 de ore, mai exact de ieri de la ora 6:30 dimineața. În practic ea n-a mai ajuns la serviciu, am lăsat-o în fața unității și nu a mai ajuns. Nu știu ce s-a întâmplat. Ai văzut-o schimbată în ultimele zile, în vreun fel? Nu mi s-a părut foarte schimbată, să zic, poate decât puțin stresată să fie, să punem stresată, obosită. Când a dispărut, femeia era îmbrăcată în uniforma de serviciu și purta o geacă de culoare bleu-marin. Are aproximativ 1,60 m și părul brunet. Este împlinit atât din punct de vedere familial cât și pe plan profesional. O colegă deosebită, un cadru cu experiență profesională, cu peste 30 de ani de activitate în instituția noastră, cu o conduită morală ireproșabilă. Suntem cu toții îngrijorați, dar sperăm și ne dorim din suflet să fie găsită în viață cât mai repede posibil. Au fost anunțate organele competente care în acest moment se ocupă de caz, instituția noastră oferind tot sprijinul necesar în găsirea colegii noastre. În cadrul ISUL lucrează pe partea economică, iar de 5 luni se bucură de primul nepoțel. Fiul ei face un apel disperat către femeie să se întoarcă acasă. Mă rog foarte frumos să vină acasă și toate persoanele care poate să ne dea informații în legătură cu ea să sună la 112. Cei care au văzut-o sau o întâlnesc pe Elena Daniela Vlad sunt rugați să anunțe imediat poliția.